Biroul Național de Statistică adună niște cifre oferite de cineva. În același timp, în anul 2019-2020, în rezultatul mai multor semnale privind scăderea procentului de împădurire a Republicii Moldova, au fost făcute mai multe investigații. Una din ele... De către Moțiu. Nu. Una din ele, una din aceste investigații, a fost făcută, de fapt, comandată de către Ambasada Marii Britanii. Un studiu. Și a avut la bază imaginile satelitare pentru Republica Moldova și evoluția acestora în timp. Și se pare că acest studiu scoate în evidență o creștere substanțială a suprafețelor acoperite cu vegetație forestieră în Republica Moldova în anul 2020 și în prezent este și mai mare. Rezultă o întrebare. Dacă Biroul Național de Statistică raportează una, iar de pe satelit se vede alta, există o întrebare față de evidența vegetației forestiere în Republica Moldova. Și se pare că aici este o mare divergență. Adică, o bună parte din suprafețele acoperite cu vegetație forestieră nu sunt în evidența gestionarilor ca și pădurile.